da mie cazul tău. Dosarul în care ești cercetat. Sustragere de înscrisuri. Dar există o acuzație de luare de mită. Ancheta e de la început, dar știi, mă, de că e o porcărie. Nu-i nimic, la ține. O să se termină sau să vinzi cu altceva. Și tot așa, și tot așa. Filmul De ce eu, al lui Tudor Giurgiu, va rula și la Satu Mare. Cinefilii sunt așteptați la proiecțiile speciale care vor avea loc joi de la orele 17 și 19.30 în sala Dea Kendre a Centrului Cultural din Carei și vineri tot de la 17 respectiv 19.30 la Satu Mare în sala Filarmonicii din Ulipati. Filmul a fost inspirat din viața profesională a procurorului Cristian Panait. El investigează cazul unui coleg procuror suspectat de luare de mită, fals și uz de fals și sustragere de documente oficiale. Ancheta lui Panait are însă complicații la nivel înalt și spulberă încrederea tânărului magistrat în justiție. Cazul lui Panait a fost intens dezbătut în mass media după ce, pe 10 aprilie 2002, procurorul s-a sinucis la doar 29 de ani, aruncându-se de la etajul 2 al blocului în care locuia.